Vreau să dai puțin dovadă de femeie, de fetiță, să înțelegi puțin lucrurile. Iar dacă totul va fi bine. Da? Tu știi foarte bine cum fac eu lucrurile. Ți-am spus, eu în primul rând mă gândesc la... Da, se vede că fug, vedeți voi că fug. Doamne. Alexandra de la mami. Draga mea, prea multe sfaturi nu poți să-ți. Poți să-ți dau în acest moment. Ce ai? Doar câteva cuvinte. De la mami? Să nu pui la suflet răutățile care vin de afară. Să fii puternică și să luți pentru acest dori să rămâi aceeași Alexandra pe care o știm cu toții. Zâmbitoare, ambițioasă și respectoasă. Eu, sora ta și toți cei care te iubesc sunt alături de tine și te iubim enorm de mult. Ascultă-ți inima, te bubăm, prințesico. Esențele tale să țin sticluțe mici. Mulțumesc frumos. Mami, te iubesc mult de tot și mi-e dor de tine. O pup și pe Michi și o iubesc și pe toți de acasă. Mulțumesc frumos. Ce frumos e. Mersi, mami, te iubesc. Mamă, dacă ți seamănă... Alexandra, nu îți vom spune că nu am mai întâlnit persoane puternice și curajoase ca tine, însă putem spune că nu am mai întâlnit niciodată o femeie atât de gingașă și complexă. Ești studiată și pasională, amuzantă și încântătoare, cred că capabilă să tai respirația celui care te privește pentru prima dată. Ești o persoană demnă de luat în seamă, iar sclipirea încăpățânată din ochii tăi, o dovedesc zilnic. Mulți vor judeca prietenia dintre tine și Flori, însă asta doar pentru că nu o pot înțelege. Prietenia voastră este cel mai valoros lucru. Este ceea ce înflorește în sufletele curate, virtutea dragostea, generozității și ajutorului dezinteresat. Mai fericiți sunt doi la oaltă decât unul. Asta să fie divizia voastră în această competiție. Temelia unei iubiri care se dăinuie în timp este o prietenie sinceră și dezinteresată. Tu ești acea persoană pe care bărbatul ușor arogant, amabil, amuzant, răbdător, o place. Rămâi la fel de jucăușă și dulcică și nu uita, un prieten adevărat se află lângă tine la bine și la rău, te înțelege, îți cunoaște și slăbiciunile le acceptă și te ajută să treci peste toate greutățile. Prețuiește asta. Te pupăm, prințesico, și te iubim mult și nu uita, lucrează la noul capitol din viața ta. Ai datoria aceasta față de tine însăți. Cu drag, Laura, Ane, Cristina, Ana, Georgiana, Diana, grup Alexandra, Sorina, pe femeie 5. O cană care dorești tu, le poți dărui lui Florin, dacă simți să faci asta. Mulțumesc frumos, vă pup, Laura, Ane, Cristina, Ana, Georgiana, Diana. Vă mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte frumoase, chiar am rămas surprinsă. Vă pup și vă iubesc și eu și abia aștept să vă cunosc. Mulțumesc frumos! Da. Vreau coa. Stamă să o ajute. Știi ce mesaj frumos am primit? Da. Pune-le aici. Uite-te aici. Stai puțin. Nu, este ceea ce mi-a fost cu adevărat. Asta. Tu ești acea persoană pe care bărbatul și-a adevărat, am văzut la muzeu. Am dat-o.
Eram în Franța, da? Da. Trimit poză cu mama. Uite. Ce tânăr e mama ta? Uite. Mami, mersi frumos, te iubesc. Mulțumesc fetelor pentru aceste cuvinte frumoase și cadouri. Vă pup. Care fete? Niște fete frumoase. Vai. Lasă-le aici, hai. Căvriță, te uiți așa la tentul noapte, dar uite și tu mă așa e. Florin, A, l-ai văzut? Nu, lăsa aici. Uite, prima. Mi-a zis că una dintre ele, dacă vrei să te dau ție. Ia omul pe aia cu ea. Hei, aici când ai terminat clasa 12? Da. Ce frumos! Hop, hop, hop! Ce face Alexandru? Măi, ce frumos e pe... Îți place? Da! Da! Dai, da, 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 da. Telenovela. De bru? 64. Ai de bru? Da. Da, cred că de bru. Ai, ce frumoasă e. Asta, dragoste. Asta cred că e, asta este pentru asta. Ce-i? Asta? Da? Semem cu tati? Nu semem cu tati. Ea seamănă, cred, mai mult cu maică. Nu, mie îmi pare că Mihaela seamănă mai mult cu maică. Din punctul meu de vedere. Îmi cer scuze, Florin. Ești bine, da, ești bună. Dai și pozele, te rog. Bine. Și pe cană ce ai? Ce poze? De când ai făcut poze? Că aici nu. Aoleo! Da, tu ai primit mesaj de la maică ta? Asta de la mami cu perna. Da. Și da. La fete asta. Ce vorbești? Da cum? Ce bine mi ștegi. De sâmbătă. Hai, Ioane, cu pozele alea. Asta de la mami? Vai, ce am început să plâng când am primit mesajul. Mami, ți-am trimis acasă niște saci cu haine de aici. Din alea de iarnă și papuși de iarnă. Ce? Și te pup și te iubesc și pe tati și mi-e doar de voi. Și de Robițel și de Alinuș. Știu că m-auzi, mami. Liliana, vreau să fac o omletă, mănânci? Ți-a dat un bobărdac. Fac o omletă, mănânci? Nu. Spune la ora asta, hei. Omletă, nu? Vrei să bagi o omletă nu. Cu brânză? Ce frumos e. Mersi. Ce să mai zici? Despre mine nu zici nimic, nu? Ce să mai zici? Ce frumos ești, Alexandra, dar de tine, Florin, ce să mai zici? Ce să mai zici? Poți să-i zici? Îți vine și ție asta, Lili? Da. Îți intre-ți o, o mână. Serios îmi vine? Ce crezi tu? Am văzut de la atmosfer? Să nu încerci să te bagi în ea, Lili. Te rog eu frumos. Nu scrie. Nu, dragă. Nu scrie, nu e de la. Nu face greșeala asta. Nu scrie sau nu e? Nu, e, nu scrie. Că trebuia să aibă ăla, nu? Noi n-avem bandă atmosfer de astea. De la PM. Ei, uite ce drăguță e asta. Bubulina, gospodina. Ce, măi? De la PM, Marius. Piața mare a lui Marius? Ce vezi când se termină cu poze? Ei, ce frumoasă! Ioane!
Vino și cu pozele alea, te rog frumos. Asta a pus o ingală, știi? Bine, și alea, alte tot cam ingală sunt. Alte e cam aici. Mersi. Și asta, de la asta e asta, nu? Nu știu. Nu cred că e prea roz. A, e de la aia, ambulinată. De la bulină. Da, voi, chiar că zici voi fetele, greu vă prindeți. Greu vă prindeți, fetele. Păi da, dar nu e așa rochița luminii. Cum să fie așa? E roșu cu buline albe. Nu e. La bunica. În viziunea ta. Sau roz cu buline albe. Dacă nici eu nu știu pe mini, apoi... Păi... Frumos m-a prins în poza asta. Foarte frumos. Ți-l aduce aici. Mami, eu cu mami. Da, poza asta nu am cu sănătate. Ce? Poza asta nu am cu sănătate. Ce frumos nu știu. Florin, n-ai ceva în cameră? Nu. Nu mă țin scădă. Ma da. Ugi.